Bună seara, doamnelor, domnilor, eu sunt Ionuț Catrina și dacă vă întrebați de ce zâmbesc, a reușit bunul meu coleg Eduard Udriște să mă facă să râd, ca de fiecare dată se pricepe la asta, e mai mult decât meseriaș. Trecem însă și la lucruri serioase. Iată-ne la o nouă emisiune de administrație publică. Un prilej de a vedea aici, la nivelul UAT Târgu Jiu, cum decurg proiectele, ce anume se lucrează, ce anume se termină în 2024. Pentru cei care în urmă cu un an și jumătate erau sceptici, domne, nu se va face nimic în Târgu Jiu, iată că s-a adeverit ceea ce spunea la momentul respectiv fie primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Laurențiu Romanescu, fie spuneau reprezentanți din cadrul aparatului administrativ al primăriei, anume că Târgu Jiu va deveni un șantier. Culmea, acum lucrul ăsta deranjează, pentru că nu e așa. Ne-am dorit cu toții magie peste noapte să avem lucrurile gata făcute, numai că fără un disconfort nu se pot face toate aceste treburi. Despre situația administrativă a municipiului Târgu Jiu, despre ceea ce înseamnă proiectele și investițiile în derulare la nivelul UAT Târgu Jiu, am deosebită plăcere de a discuta în această seară alături de domnul Andrei Udiștoiu, din part reprezentant al SC Edilitara Publică SA. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație, bună seara și celor ce ne urmăresc. Haideți să începem cu un fapt realizat, nu realizabil, realizat și cu demontarea unui fake news apărut în spațiul public. Una dintre principalele artere de intrare sau de ieșire din municipiul Târgu Jiu, anume Bulevardul Victoriei, o arteră extrem de tranzitată și cu un flux mare de mașini în fiecare zi, în special la ore de vârf, a fost asfaltată, asta în ciuda unor persoane care spuneau cu subiect și predicat pe rețelele de socializare că nu se va întâmpla acest lucru prea curând. După care a apărut și fake news-ul în perioada în care începuse asfaltarea, pentru că deja lucrurile avansau și nu mai puteau fi negate, a apărut ideea, domnule, degeaba o asfaltează cei de la Edilitara, pentru că, nu-i așa, vor veni, au dat și termene cei care postau lucrul acesta pe Facebook, cei de la Paregio și vor sparge, pentru că așa se întâmplă în Târgu Jiu. Bun, e foarte simplu să vii cu acuzații și mai ales atunci când nu ai un alt motiv de a ataca o echipă care, așa cum se vede în momentul de față, și implementează proiectele, le duce la bun sfârșit. Bulevardul Victoriei a fost grav afectat de lucrările făcute de compania care a schimbat conducte de gaze, conducte principale, aici importante pentru municipiul Târgu Jiu. O lucrare care se impunea. O lucrare absolut necesară, de care municipiul Târgu Jiu nu se putea lipsi, deci e clar că primăria municipiului Târgu Jiu și Edilitara ar fi trebuit să dea vizele, acordurile pentru spargerea acestui bulevard. A durat câteva luni de zile implementarea acestui proiect din partea celor de la gaze, dar până la urmă au și finalizat această lucrare, iar după cum am putut vedea, Edilitarea Publică SA a intervenit, spun eu, într-un ritm alert și a finalizat această lucrare chiar zilele trecute. E bine, în ziua de astăzi circulăm pe Bulevardul Victoriei cu mare lejeritate, au fost făcute și marcajele pe prima parte a acestui bulevard, vor urma realizarea marcajelor până la sensul giratoriu de la Parângu, iar un detaliu la fel de important e faptul că sensul giratoriu din acea intersecție, de la Parângu, va fi și el reasfaltat în perioada imediat următoare, chiar începând cu săptămâna ce urmează. Într-adevăr, am văzut o informație total falsă, nu știu cine a publicat, dar am citit și eu pe Facebook cum că în perioada următoare Apa Regio ar interveni și ar sparge acest bulevard, lucru total neadevărat. E ușor să arunci cu nămol în acțiunile altora, dar e destul de greu să vii cu acte doveditoare, cu dovezi. Vă spun clar că în perioada următoare nu se va interveni pe acest bulevard, iar noi, târgujenii, ne vom putea bucura de una dintre arterele principale de intrare în municipiul Târgu Jiu, un bulevard circulat zilnic de probabil sute, dacă nu mii de mașini. E clar, toată lumea merge la mall, toată lumea merge la un supermarket din zona respectivă și e un bulevard extrem de important pentru circulația din municipiul Târgu Jiu. Da, lucrurile sunt exact cum le-ați prezentat dumneavoastră, am mai spus-o eu și nu odată. Este aproape imposibil să ai un confort sporit, să ai ceea ce visezi sau la ceea ce ai visat, să ai peste noapte fără disconfort. Când se făcea vorbire acum un an și jumătate, doi, despre șantierul care va deveni Târgu Jiu,
Parcă aceleași voci răuvoitoarele și aud spuneau, lasă domne să vină momentul ăla. Uite că a venit momentul ăla. Acum se comentează tocmai pe acest subiect. Mai devreme sau mai târziu, lucrările închizându-se și practic epuizându-se și potențialele dispute pe care le-ar putea genera anumite persoane. Până la urmă, stimate domnă, cred că sunteți de acord cu mine. E de înțeles să apară în spațiu public tot felul de, nu știu, intoxicări, neadevăruri, falsuri. E un an complicat. Este cumva nu normal să spun, dar nu, de așteptat. E normal în contextul 2024. Dar era de așteptat ca în această primăvară, în apropierea alegerilor, și să nu uităm că în 2024, plin de campanii electorale, de alegeri, atât locale cât și parlamentare, cât și prezidențiale, europarlamentare, vor apărea asemenea informații false. E trist că sunt anumite persoane care nu vin cu adevărul în fața cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Sunt genul de persoană care acceptă o campanie electorală cu bune și cu rele. E de apreciat atunci când opoziția vine cu proiecte, cu idei constructive și trebuie luată în calcul, dar atâta timp cât vii cu niște aberații și declarații total false, nu știu cu ce putem ajuta cetățenii care până la urmă, în data de 9 iunie, de exemplu, vor merge la vot, fie că vor vota cu actuala administrație, cu actuala echipă a Partidului Social Democrat, fie că vor duce votul către o altă echipă, e bine ca ei să știe adevărul și până la urmă să vadă proiectele implementate municipiul Târgu Jiu pe parcursul acestor ani. Vorbeam despre modernizarea bulevardelor, trebuie să reamintim și intervenția ce va avea loc pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Zilele trecute, de două zile a început frezarea acestui bulevard. Acest bulevard va fi reabilitat în totalitate, se vor înlocui bordurile, se vor asfalta trotuarele. Au fost intervenții masive în acești ani, acest șantier deschis din municipiul Târgu Jiu a adus într-adevăr și disconfort în unele momente, dar uite că la final se vine și stratul de asfalt pe care toți cetățenii îl așteaptă, pentru că e drept, oamenii au așteptări, oamenii vor să vadă tot ce e frumos, tot ce e la suprafață. Dar până să ajungem aici, să nu uităm acele momente în care a trebuit schimbați stâlpii vechi de troleibuz, în care a trebuit să intervenim, să punem instalații în subteran, să nu uităm iluminatul pe LED, care proiect care s-a implementat în municipiul Târgu Jiu și acest proiect al translocului de modernizare a întregului transloc, până la urmă autobuzele noi sosite în municipiul Târgu Jiu, dar și economiile pe care le vom face la bugetul primăriei municipiului Târgu Jiu în perioada următoare prin aceste investiții. Investiții absolut necesare. De altfel, apropo de această operațiune amplă de asfaltare, de modernizare a infrastructurii rutiere pe principalele artere și nu numai, spunea la un moment dat, și sunt perfect de acord cu cele enunțate, spunea primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Laurențiu Romanescu, despre faptul că a asfalta chiar și întreg orașul ar fi o chestiune de 6-9 luni de zile maximum pentru cei de la edilitară cu actuala, să spunem, dotare tehnică pe care o au. Însă lucrul acesta ar reprezenta o eroare în momentul vorbirii, pentru că nu s-a intervenit în subteran, în zone ale orașului, și ce faci? Nu faci decât să dai cu asfalt nou, de calitate, peste ceva ce nu știi cum este în subteran. Și am avut generatorul din proximitatea Colegiului Național Tudor Vladimirescu, știm ce a fost acolo. Dumneavoastră știți mai bine că ați fost implicat direct. Ce anomalii generate e drept de vechimea amplasamentului era un subteran. Unul la mână și doi la mână, nu poți să asfaltezi porțiuni din oraș unde există un plan, dacă mă întrebați pe mine, depășit al celor de la Aparegio. Nu știu când vor mai interveni, dar care vă cam țin blocați pe anumite tronsoane. Siguranță, știți, se făceau anual intervenții la sensul giratoriu de la Tudor Vladimirescu, până când echipa din primărie și edilitarea publică sa au pus punctul pe ei și au făcut o lucrare masivă ca la carte, așa cum ar fi trebuit să existe din trecut. Și ați văzut, a durat câteva zile. Circulația, într-adevăr, a fost afectată, dar în momentul de față asfaltul arată perfect, carosabilul arată perfect, fără să mai fie nevoie de acele intervenții an de an. În urmă, și intervențiile astea ce înseamnă? Înseamnă bani. Bani publici pe care ar trebui să investești anual. Mai bine faci o investiție masivă, chiar dacă, nu știu, 2-3 zile se circulă mai greu pe anumite bulevarde. Noi toți cetățenii trebuie să înțelegem că, așa cum și noi ne construim o casă, nu o facem peste noapte, nu o facem în 6 luni de zile, deși ne-am dorit acest lucru. Important e ca la final proiectul realizat să fie așa cum ni l-am dorit noi, așa cum și-l doresc cetățenii municipiului Târgu Jiu și făcut pe o administrație corectă. E foarte simplu, într-adevăr, cum povestea dumneavoastră, discuția cu domnul primar, să aștepte asfalt. A spus omul, din punctul meu, din
punctul meu de vedere, asta ar fi fost făcută strict politic pentru a nu deranja, pentru a lua ochii cetățeanului. Domnul primar, într-adevăr, a făcut acțiunile, a avut acțiunile foarte calculate, a mers pe un plan foarte bine pus la punct din momentul 2017, de la prima jumătate de mandat, să spunem, și până astăzi a urmat pas cu pas punctele de administrație corectă. Asta nu s-a întâmplat doar în municipiul Târgu Jiu și foarte mult discutăm despre județul Bihor, despre Oradea. Ei bine, discutăm cu fostul primar al Oradei, cu domnul Ilie Bolojan, vă spun că și dumnealui ne explica că a trecut prin aceste momente de șantier deschis și el în Oradea și lucrurile... Toată lumea îl înjura. A avut momente în care a avut și el în jurăturile lui, în orice zonă din în Oradea mergea, dar până la urmă cetățeanul, sunt convins că după 2-3 ani de zile de șantier, de investiții, știe să aprecieze lucrările făcute și își va alege în continuare echipa și drumul pe care municipiul Târgu Jiu trebuie să meargă, un drum cu administrație corectă. Cred că noi toți târgujenii ne-am săturat, nu știu, 16-17 ani, doar de panseluțe, spații verzi și curățenie. Bineînțeles, acestea sunt lucruri importante, sunt detalii pentru noi, pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, foarte importante, dar pe lângă asta trebuie să ducem municipiul Târgu Jiu și investițiile la un alt nivel. Dacă nu s-ar fi înlocuit stâlpii, de exemplu, de electricitate în municipiul Târgu Jiu, ar fi fost mult mai simplu, corect. Nu mai aveam trotuare sparte, dar la un moment dat cineva trebuia să... Și nu mai aveam discuția, domne, de ce s-au adus stâlpii pe mijlocul sau poate corect, pe trotuar? Da, pentru că spațiu public. Pe spațiu public s-a scos acolo de pe unde era pus. Doamne, înainte cum se putea? Uite că a fost un cadru legislativ, s-a găsit ceva care acum nu se mai poate. Lucrurile s-au, fiind un proiect pe fonduri europene, lucrurile s-au făcut corect, exact ca la carte. Și atunci, da, sunt și unele cazuri în care stâlpul afectează, să spun cumva, și traficul pe anumite trotuare. Nu mai ai lărgimea aia de 1,80 m sau câteva trotuar, ai un trotuar de 1,20 m. Dar cu siguranță putem circula pe aceste trotuare. Pe ultimii 3 ani de zile am ieșit foarte mult copilul, având un copil mic cu căruciorul, și vă spun, dacă eu am avut loc pe anumite trotuare acolo, de stâlpi într-adevăr au fost mutați pe domeniul public, nu cred că noi ca și adulți nu putem circula. Lucrurile trebuie să fie făcute ca la carte, pentru că altfel nu ți-ar fi dat nimeni bani europeni pentru un proiect să așezi niște stâlpi pe o proprietate privată, pentru că acum 30 de ani sau când au fost inmontați, s-a lucrat, permitea și nu erau fonduri europene care să fie absorbite și care să... Era altă legislație, bineînțeles, neadaptată la anul în care suntem noi și la poziția pe care România o are acum în Uniunea Europeană. Perfect de acord cu dumneavoastră. Mergem în egală măsură spre un domeniu iarăși extrem de important și care nu face altceva decât să valorifice spațiile verzi, să valorifice ceea ce înseamnă verde în municipiul Târgu Jiu. Pentru cei care poate încă nu știau, eu am mai spus-o, o voi spune și în această seară, România este deficitară la nivelul Uniunii Europene cu ceea ce înseamnă spații verzi amenajate, cu procentele pentru acest sector extrem de important, până la urmă ce dă viață, ce ne dă oxigen. E bine, în Târgu Jiu s-au făcut pași importanți și când spun pași importanți, nu mă refer doar la faptul că s-au finalizat niște parcuri și altele sunt sau vor fi prinse imediat în ceea ce înseamnă planul acesta de modificare, de recompartimentare, ci mă gândesc la faptul că s-a reușit amenajarea corespunzătoare a unei suprafețe considerabile, care nu peste mult timp va însemna cumva mutarea unui centru de interes aici în proximitatea studiourilor noastre, un parc de cât? 12 hectare? Situat chiar în apropierea sediului nostru, exact, vedeți zilnic, exact. Chiar am fost weekendul trecut, am ajuns cu fetița în zona respectivă și vă spun, am rămas impresionat câți oameni puteau să fie într-o zi de duminică, încă era luna martie, adică nu suntem în plină vară, destul de răcoare. Ei bine, oamenii apreciază bunul gust, apreciază investițiile făcute, aveam nevoie de o asemenea zonă total modernizată în care noi cei tineri, dar de ce nu și cei vârstnici, să își petreacă atât zilele de weekend cât și după amiezile, seriile, pentru că mulți îmi spuneau, domne, nu sunt copaci de talie înaltă. Nu sunt înalți acum copaci, dar cu siguranță în anii ce vor urma vom avea acolo și o zonă de umbră, o zonă în care ne vom putea, de care ne vom putea bucura și pe perioada zilelor de vară. Zona a fost modernizată total. Discutam cu cetățenii de la ANL-urile din zona Marin Preda și îmi spuneau că acum, într-adevăr, simt și ei că au o conexiune, au o legătură cu zona importantă din municipiul Târgu Jiu. Se refereau la faptul că pot ajunge la parcul de la Coloană în 10-15 minute, relaxându-se, mergând printr-un parc în care am văzut erau chiar copii cu biciclete, cu zonă de relaxare, cu spațiu de joacă pentru cei mici. Vrem sau nu vrem, asta este viitorul, despre asta trebuie să vorbim, despre construcția unor parcuri, unor zone de relaxare,
unor evenimente pentru cei mici și, de ce nu, chiar pentru cei mari, pentru tineri, pentru că, pe lângă investițiile făcute în municipiul Târgu Jiu și zona de salubrizare, de curățenie a orașului, vă spun că tinerii simt nevoia și de asemenea acțiuni. Dar este nevoie de spații verzi. Avem nevoie de artă, avem nevoie de spații verzi, avem nevoie de acele evenimente, dacă vă aduceți aminte, parcul de la Coloană, a fost evenimentul acela cu drone. E bine, a avut atât succes, mă sunau, scriau pe Facebook prieteni de-ai mei, băi, îmi pare rău că n-am ajuns la Târgu Jiu, a fost superb, au văzut și clipuri, au apărut acele filmulețe chiar și în mass media la nivel național. E artă ce a fost acolo. Bun, momentele astea creează pentru noile generații niște amintiri și te leagă de locurile din municipiul Târgu Jiu, iar până la urmă, orice investiție am face, cred că scopul final e ca tinerii să rămână sau să se întoarcă acasă în orașul în care au crescut și să avem un viitor. Pentru că văd comune, nu știu, care investesc, duc acum gaze, construiesc, dar chiar vorbeam cu unii domni primari, nu din județul Gorj și dintr-un alt județ, domnule, pentru cine faceți proiectele astea? Câți cetățeni mai aveți? Câți locuitori aveți? Se mai întorc oamenii plecați acum 15 ani în Italia? Se mai întorc cei plecați în Spania? În cele mai multe dintre cazuri acolo nu se mai întorc. Sau foarte greu se întorc. Bun, noi fiind un municipiu reședință de județ, avem această șansă construind, dezvoltând municipiul Târgu Jiu, tinerii să se întoarcă acasă și recunosc din generația mea foarte mulți colegi plecați în Timișoara sau București, în momentul de față s-au întors acasă și au deschis fiecare un business sau un cabinet medical în funcție de profesia pe care o au și sunt foarte mulțumiți că pot să fie lângă familie și lângă prietenii din copilărie, vecinii cu care au crescut în acest oraș. Pentru că nu e un lucru chiar așa relaxant să pleci. Eu am locuit într-un alt oraș, am fost plecat în Timișoara o perioadă de timp. Și ați văzut ce înseamnă. Nu e neapărat de dorit să pleci într-un oraș mare. Cu siguranță cu toții ar vrea să întoarcă acasă. Bineînțeles, trebuie ca noi să îi susținem și să le oferim oportunități pentru a veni într-o zi în municipiul Târgu Jiu și cu atât mai bine cu cât dumnealor vin cu experiența acumulată în marile orașe sau în alte țări din Uniunea Europeană. Cu atât mai bine. Se va termina amenajarea parcului de la Lido. Am văzut pași importanți. Am oprit într-o zi și m-am uitat prin crăpături pe acolo. Sunt pași importanți, s-au trasat aleile. Reconfigurarea este în plină procedură. După care, când se va termina, dacă am înțeles eu bine, această reconfigurare, recompartimentare a parcului din zona Lido, se trece în partea cealaltă, spre nordul orașului, în debarcader. Iarăși un parc foarte, foarte mare pe care îl știți foarte bine. Exact. Vedem reabilitarea acestor parcuri din municipiul Târgu Jiu și crearea unor zone de relaxare, pentru că mă uitam lângă liceul de arte, era o zonă de spațiu verde, dacă îi putem spune așa, în trecut, nu eram nimic. Nu era nimic. Ei bine, în ziua de astăzi, când merg în acel cartier, găsesc de la persoane vârstnice care se relaxează, la mămiși cu copii, care își petrec timpul în acel loc minunat din cartierul dumnealor. Mergem și vedem parcul de vis-a-vis de gară. Dacă ne uităm la cum arăta și cum arată în prezent, la fel, e un lucru minunat. Dar mai mult decât atât, că astea sunt o grămadă de spații verzi, de parcuri mici de cartier reabilitate. Cele mai importante două parcuri, pe lângă parcul central, spun eu că sunt parcul de la Lido, proiect care se va finaliza în perioada imediat următoare, un proiect foarte important pentru populația din zona respectivă și să nu uităm că acolo sunt și blocurile turn, adică locuiesc ceva mii de familii în apropierea acestui parc. Știți foarte bine că pe perioada verii e arhiplin, nu știu, sunt sute de persoane în fiecare seară, spațiul de joacă știu că este plin, iar la fel de important pentru zona de nord a municipiului Târgu Jiu este parcul de Barcader, pe care și eu și dumneavoastră îl cunoaștem foarte bine și cunoaștem zona respectivă foarte bine, unde părinții din zonă, persoanele de vârsta mea sau dumneavoastră, sunt extrem de încântate să afle că în perioada următoare și parcul din zona, din cartierul dumnealor, va intra într-o reabilitare totală, vor fi schimbați stâlpii de iluminat, va fi reconfigurat acel parc. Suprafața spațiului de joacă va crește cu 50-60%, un lucru important pentru că la fel sunt sute de copii care își petrec timpul în acest parc. Veți diminua sau din ce știți acolo în debarcadere? Mi-am auzit aminte ce mă rugase un cetățean mai în vârstă cu nepoții din zonă. Veți diminua locul de joacă, locul acela cu efectiv unde se jucau cu balansoar și cu aia, pentru că omul respectiv chiar mă rugase, văzând că vin reprezentanții ai municipalității la emisiuni, să vă aduc la cunoștință că s-ar dori chiar creșterea, dacă se poate, acelui loc de joacă. Spațiul de joacă, vă referiți la zona cu tartan, da, bineînțeles, da, da, va crește cu 50-60% suprafața acestui spațiu de joacă. Asta și solicitările au venit într-adevăr în ultimii 2-3 ani de zile din partea cetățenilor din zonă. Pentru că sunt mulți copii.
foarte mulți copii, nu e o generație tânără în zona respectivă, așadar există mulți copii, cetățenii s-au adresat fie către primărie, fie către domnul primar direct pe mass media, pe messenger, i-au scris dumnealui și au fost luate în considerare dorințele cetățenilor în zona respectivă, iar suprafața locului de spațiului de joacă va crește în proporție de 50-60%, cu 50-60%. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne revedem, ne reauzim în câteva minute. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. Nou! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Folosește energia solară de la Darkon Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkon.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkon.ro. Protejează viitorul, dar cum grup? Energie fără compromisuri.
Construiești sau îți modernizezi locuința, biroul sau spațiul de producție? Pentru instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare te așteptăm la Tehnova. Cazanul Dominus pe lemn, alegerea inteligentă pentru casa ta. Cazane pe peleți cu durată lungă de exploatare, întreținere ușoară, autonomie ridicată și în plus 5 ani garanție. Casa ta merită doar echipamente de top. Pentru pompele de căldură, aer, apă, Energy Safe, Suedia, te așteptăm la Tehnova, Craiova, strada Gârlești, numărul 121, Târgu Jiu, bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 14A sau tehnova.ro. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să-ți spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Curier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu o secundă parte în care avem plăcerea de a discuta cu tânărul Andrei Udișoiu, de această dată însă dintr-o altă calitate decât cea din prima parte, vicepreședinte al PSD Târgu Jiu. Stimată doamnă, se făcea că, nu știu așa, în vremuri imemoriale, în ținuturi îndepărtate de Gorj, exista o coaliție care funcționa. Când m-am dezmeticit și am dat ochii cu ceea ce se întâmplă aici în Gorj, văd două partide politice mari și tari pe eșichierul politic, practic cele mai mari de la momentul vorbirii din România post-decembristă, care teoretic ar avea o coaliție, însă la Gorj ea nu este funcțională. Întrebare de deschiderea discuției. Când ați avut ultima ședință comună cu cei de la PNL Târgu Jiu? Știți, să vă întreb, veți avea de mers în campanie pentru europarlamentare? Eu personal nu am avut o ședință comună, am avut una în PNL Târgu Jiu, înainte să fim excluși. Birou, fostul birou, da. Ultima. Atunci am avut o ședință, una singură, cu actuala conducere a PNL Târgu Jiu, să spunem. Nu cred că au existat asemenea ședințe. Păi nu, eu vă cred că poate ne-au scăpat nouă celor din presă. Tare greu mi-ar fi să cred că se va merge într-o campanie comună. Într-adevăr, după cum bine știm cu toții, există o coaliție, păi o alianță la nivel național. Să facem un exercițiu de imagine, cum ar spune doamna Dăncilă, nu de imaginație, da? Până la, nu știu, să zic, începem campania după 4. Începeți campania după ora 4, că pleacă lumea de la serviciu, clar, se duce acasă, nu știu ce, la ora 5, da? Bun, că e vară. 5, 6, 6 și jumătate de mânuță pentru europarlamentare, că trebuie să promovați echipa și dumneavoastră și colegii din... Fiecare poate să-și promoveze candidatul... A, deci nu veți merge la comun. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, cel puțin... Că vreau să vă întreb după aia cum despărțiți mânuța și Târgu fiecare Jiu cu treaba lui. Pe acea listă, pe lista respectivă, există și candidați din partea Partidului Social Democrat și candidați din partea Partidului Național Liberal. E foarte simplu ca tu, ca și echipă a Partidului Social Democrat de la Gorj și de la Târgu Jiu, să-ți promovezi candidații de pe lista respectivă. Oricum românii știu despre această alianță, despre această coaliție. Dar deci nu vă dau scris că o să vă întrebe cetățenii, păi ce faceți, domnule, veniți și îi promovați și pe aia cu care nu sunteți chiar în relație, ok? Promovez lista și până la urmă ce conține lista, fiecare cetățean sunt sigur că va analiza foarte bine și vor vedea ce oameni sunt pe lista respectivă și cine ne poate reprezenta în Parlamentul European. Alegeri extrem de importante, evident, pentru că discut chiar cu tine de municipiul Târgu Jiu și unii nu realizează importanța acestui tip de alegeri. Dar ne plângem că ne pune UE. Spun doar, bun, la locale, la mergem, dar pentru europarlamentare nu mă interesează. Bun, sunt foarte, foarte importante,
chiar dacă nu în mod direct, nu l-a ajuns pe Andrei Udriștoiu sau nu l-a ajuns pe X de pe o anumită listă a unui partid politic la nivel local sau județean, trebuie să ne ajutăm pe noi românii, pentru că trimițând acolo persoane cu experiență și persoane demne cu care să fim demn că ne reprezintă, cu siguranță România se poate dezvolta și poate fi reprezentată în anii următori foarte bine. Nu știu câți români cunosc 5-6 nume de europarlamentari în acest moment. Eu știu vreo 7. Dar alți români, să spunem, care nu sunt implicați și nu știu nici măcar 3, un lucru destul de grav din punctul meu de vedere și cred că totuși pliantele astea văd în campania electorală, toate partidele vin, dau pliante, postează pe Facebook, haideți să le și analizăm puțin, să vedem cine sunt oamenii care sunt pe o anumită listă, fie ea de europarlamentari, fie o listă la Consiliului Județean sau a Consiliului Local, să vedem ce au făcut, ce pot să facă oamenii ăștia pentru noi, să vedem cu ce proiecte vin, proiecte pentru țară, pentru România sau proiecte pentru județe sau pentru consiliile locale, primările pe care le reprezintă cetățenii dintr-o anumită comunitate. Avem un paradox. Nu știu, sincer, care va fi rezultatul. Pe de-o parte, pe 9 iunie avem runda de alegeri cu cea mai scăzută prezență și cel mai scăzut interes din istoria politicii bristă, anume europarlamentarele. Știm clar, cea mai scăzută prezență în România din tot ceea ce înseamnă ciclu electoral. De partea cealaltă, avem probabil a doua ca prezență și ca interes, primul să zic fiind pentru prezidențiale, anume alegerile locale. Da? Românul va fi pus poate într-o postură inedită între a zice, domnule, nu mă duc la europarlamentare că sunt oameni pe care nu știu și ce mă interesează pe mine, deși este falsă premisa de la care se pleacă. De partea cealaltă zice, păi stai puțin că trebuie să mă duc să-mi aleg primarul. Trebuie să-mi aleg consilierii locali. Din punctul ăsta de vedere, cred că e un lucru benefic pentru noi, pentru români, că am făcut această comasare până la urmă, după discuțiile, toate discuțiile care au avut loc, atât în mass media, cât și la centru. Sunt convins că oamenii vor ieși într-un număr destul de mare la vot, prin prisma alegerilor locale și care vor stimula județene, bineînțeles. Dacă am fi avut două tipuri distincte de alegeri cu date diferite, sunt convins că la europarlamentare am fi avut un număr foarte, foarte, foarte mic de persoane care s-ar fi prezentat la vot. Un lucru trist. Cu cât reprezentativitatea e mai mare, cu atât cred că vom putea avea rezultate mai importante și care să reflecte realitatea. Până la urmă, dorința românilor de a trimite un anumit partid în Parlamentul European cu pentru corectă informare a celor care ne urmăresc, nu doar România se confruntă cu o prezență scăzută la europarlamentare, toate statele membre UE, cel puțin de la ultimul ciclu încoace, sau în toate s-a văzut o prezență mai scăzută, însă la noi este de-a dreptul dramatică față de alții. Adică scăderea a fost mai mult decât vizibilă în toate țările membre UE, numai că la noi a fost foarte, foarte mică. Dar se va regla, sperăm noi, și acest aspect. Mergem mai departe, stimate domn, aveți experiență în ceea ce înseamnă scena politică, să spunem, chiar dacă vârsta pe care o aveți nu ar spune asta, aveți o vârstă încă destul de fragedă, dar asta nu înseamnă că nu ați văzut și nu ați asimilat idei politice, ați văzut oameni politici, unii chiar cu o greutate absolută. Să nu uităm că știți foarte bine cum gândea și cum acționa fostul președinte al României, Traian Băsescu. Din punctul meu de vedere, cel mai... cum să zic, să nu se interpreteze. Cel mai avizat politician post-decembrist, regretul meu este că nu și-a folosit mai mult posibilitățile și potențialul pentru noi românii, ci mai mult pentru, să spunem, interesele personale sau de microgrup. Dar e o altă discuție. Avem la Târgu Jiu, luăm întâi Târgu Jiu și apoi mergem la CJ Gorj. Avem la Târgu Jiu anunțați cam toți candidații cu șanse. Pe de-o parte, socialdemocrații vor merge cu actualul primar al municipiului, domnul Laurențiu Romanescu, Marcel Laurențiu Romanescu, PNL Gorj, pe cutumă, și iată s-a verificat cutuma, cu președintele de organizație municipală, prefectul, sau încă prefectul, pentru că știm că va trebui să plece de la prefectul, da, domnul Iulian Popescu. Cei de la AUR, iarăși cotați cu șanse, și-au anunțat... Șanse să ce? Să specificăm. Șanse de a intra în Consiliul Local sau electoratului au șanse. Șanse să nu știu, să obțină un anumit scor, un anumit procent. În Consiliul Local. Cu siguranță. Dar nu și la primărie. Vor obține și acolo un procent, dar destul de mic. Nu le explicați oamenilor, nu știu, aspirație. Domnul Catrina, trebuie să fiu sincer, din păcate, ăsta sunt și spun ceea ce gândesc, ce cred cu tărie. Bătălia, din punctul meu de vedere, pentru câștigarea primăriei municipiului Târgu Jiu, este încheiată. Okay. Se pune problema scorului, într-adevăr, și formării unei majorități care să ne reprezinte
în mandatul următor. Știm foarte bine, pentru a funcționa perfect, pentru a putea implementa proiectele dorite, ai nevoie de majoritate, păi trebuie o majoritate în Consiliul Local. Măcar ei la bine, limită. Dacă în 2020 s-a găsit un aliat cu care s-a făcut o majoritate, da? În persoana domnului Gabriel Coica, pentru că echipa domnului primar mai avea nevoie de un singur vot, acest vot a venit de la domnul Gabriel Coica, care și-a ocupat poziția de viceprimar, ocupă, ocupă încă în primăria municipiului Târgu Jiu. Sperăm ca de data aceasta să putem obține un scor prin care să ne asigurăm o majoritate fără, care fără a face un anumit parteneriat cu altă formațiune politică. Și cumva și hazul situației, la momentul vorbirii, aveți o aproape majoritate absolută în Consiliul Local. Cu siguranță. Dar deci era aproape absolută. Cât? Două voturi nu le aveți. Alegerilor de la Partidul Verzilor, presupun. Probabil și dumnealor. Nu știu. Am înțeles. Bă, nu sunt consilier local, dar, nu în principiu, la ședință, în principiu, dar probabil. Pe foaie avem două voturi. Cu siguranță. Restul sunt în dreptul PSD Târgu Jiu. Dar nu au fost probleme din acest punct de vedere și de asta am și putut vedea proiecte implementate și proiecte în curs de implementare sau ce a căror implementare va urma. Pentru că am avut o majoritate lejeră care a permis ca atunci când primarul a făcut o ședință, da, consilierii s-au prezentat. Eu am fost în mandatul trecut, în 2019-2020, consilier local și știu ce se petrecea în sala de ședință, ci da, erau de bătălii dată, de când, cele mai multe ori. De cele mai multe ori și tot ceea ce propunea primarul nu era bun, dar fără a veni cu o explicație sau cu o altă propunere, pentru că eu înțeleg că, na, fiind partid de politice diferite, până la urmă făcând politica fiecare pentru partidul pe care reprezintă, ești în opoziție, trebuie să fii uneori contra, să punctezi, cum s-ar spune în politică, dar trebuie să vii cu argumente și trebuie să vii cu propuneri. Dacă tu nu ai proiecte, dacă nu vii cu nicio idee pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, doar să spui că nimic nu-i bine și primarul nu vine cu idei bune pentru cetățeni, cred că e o problemă. Și nu știu dacă cetățenii te vor vota și peste 4 ani de zile, atunci când, așa cum s-a văzut, nu știu, de la ALDE sau unde a candidat domnul Edi Lădaru, a obținut un procent, nu? Cred că de la ALDE a candidat în momentul respectiv, a obținut da, un procent da, destul de mic. Nu, la ultimele alegeri, dumnealui a fost pe listă, nu a mai candidat, candidase cu 4 ani în urmă. 2016. 2017, la alegerile parțiale, atunci a candidat. Nu mi-amintesc exact, da. Nu m-a pasionat foarte mult fenomenul atunci, cumva intuind derularea ulterioară a faptelor. Și acum stau și mă gândesc, și nu cred că mă înșel în ceea ce gândesc, pentru a vedea dacă am sau nu dreptate. Uite, în seara asta o să pun într-un folder, o să-mi fac un folder cu predicțiile personale privind 9 iunie 2024 aici la Târgu Jiu și la CJ Gorj, să văd dacă am sau nu dreptate, să verific seara pe 9 iunie. Bun, în schimb, e foarte important să avem partide politice, să avem aici candidați. Aici vreau să ajungem. Intuiți o prezență a mai multor formațiuni politice în viitorul Consiliu Local? Că la cum e scena, pare destul de echilibrată pe anumite paliere. Este posibil. În momentul de față avem în Consiliul Local 4 partide politice. Da. Reprezentanții a 4 partide politice. Sunt șanse ca în alegerile în acest an să avem undeva la 4-5 formațiuni din punctul meu de vedere. 4 cam sigur, zic și eu. În Consiliul Local, pentru că da, ce-i drept, a venit și AUR pe un trend național, spun eu. Sunt votanții acestui partid. Da, vor intra în Consiliul Local, mai mult ca sigur. Vor intra în Consiliul Local, se pune problema de numărul consilierilor pe care îl vor obține, dar aici știți cum, depinde și de lista pe care o prezinți în fața cetățenilor. Depinde și de campania fiecărui partid. Și cu ce oameni vii, pentru că vă spun, târguzienii știu, urmăresc fenomenul, deci nu poți să-l prostești, a venit partidul bun și a lista, hai să vedem, cine va fi consilierul local, cine vrei să fie primar, ce experiență are domnul sau doamna respectivă, ce ar putea să facă pentru noi. Ok, mulți spun din alte parte politice, doamne, sunt nemulțumiri la adresa actualului primar sau la adresa unui consilier local. Păi bun, dar cetățenii respectivi vor analiza foarte bine listele și să nu uite partidele politice că dacă din 10 ai 3-4 nemulțumiți, se vor îndrepta unul către un partid, unul către alt partid și nici de cum, pentru că în discuții cu membrii altor partide politice își pun toți nemulțumiți în același coș. Nu există o alianță în momentul de față anti-PSD la Târgu Jiu. Sunt câteva formațiuni politice care vor obține 6%, 7%, 8% în funcție de câți votanți vor reuși. Joacă cel puțin pentru, să spunem, funcția de primar. În fiecare UAT al României ar fi stat diferit dacă am fi avut două runde
două tururi de alegeri, însă legea spune foarte clar, se câștigă într-un singur tur, chiar dacă ai, cum a fost cazul la Turcinești, mai au trecut, un singur vot peste adversar. Sigur, sunt și anumite localități în care ați văzut s-a ajuns la un vot sau la 10 voturi la un oraș în care... La un vot și la 5 contestații. Și la 5 numărători și renumărători. De cât de important a fost acel vot, da, și fiecare stau persoană. Stau și mă gândesc cum ar fi fost ca omul în sine să nu se fi dus la vot, să zică lasă-ne, nu mai duc. Poate chiar că au fost zeci de situații și fiecare om a trăit și trăiește cu impresia că votul lui a fost cel pe care cel care a pus un anumit primar în funcție. Cel puțin de partea câștigătorului, până da. La urmă, fiecare de acolo și domne, eu am contribuit. Și atunci ne dăm seama cât de important e votul pe care noi îl avem, acest bonus pe care noi îl avem odată la 4 ani de zile și putem să mergem să punem ștampila pe un anumit candidat. Nu sunt de acord cu ideea că nimeni nu-i bun, niciunii nu o să facă. Nu, okay. Plec de la premisa asta. Dar mai mult decât atât, actuala administrație și în persoana domnului primar Marcel Romanescu va veni pe masă și va pune proiectele implementate. Am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta. Știu, au fost de mulțumire, așa cum vorbeam, de șantierul deschis. Mergeam în zona Plopilor acum 2 ani și ceva. Erau supărați. Întâlneam cu prieteni. Băi, nu se poate. Lucrări. Iar ne-ați mințit. Okay. Iar am fost mințiți. Mergeți acum în cartierul respectiv să vedeți cât de mulțumiți sunt oamenii. Mergeți să vedeți cum se simt, cât de bine se simt oamenii respectiv. Mă uit, stau la scara blocului. Am făcut solicitări, am văzut. Stau bănci în cartier și petrec timpul cu copiii, cei vârstnici, stau în fiecare după amiază. O să se facă și părculețul de la Lido iarăși o oază de liniște? Cu siguranță, da. Până să ajungi acolo și eu când am construit și nu ați poate acasă, să renovezi apartamentul, nu te superi, nu ai probleme. A spus mai de apartament, a spus domnul Robert Păiuș, pe care și salutăm cu acest prilej, ne-a comentat pe live-ul emisiunii, ce zugrăvește în apartament și face o grămadă de deranj, dar rămite un oraș cu atâtea lucrări. Da, așa este. Și mai ales oamenii care lucrează, care au construit câte ceva în viața lor, știu și apreciază lucrările care se fac în municipiul Târgu Jiu. Acum că vrem noi să fim cârcotași, nu știu, faci parte dintr-o altă formațiune politică, eu înțeleg și aspectul ăsta. Păi în politică e normal să critici, că văd, nu știu, 10-20 de persoane care la orice postare, la orice lucrare au de comentat și îmi spun prietenii, uite, ce zice asta? Păi e normal. E un lucru absolut normal, fiind un an cu campanie electorală, să spună ceva, nu să te laude un contracandidat al tău, că ar fi culmea, n-ar mai intra în bătălie. Ar avea o problemă dacă te-a lăudat contracandidații. Da, ar fi deja o problemă. Și ați văzut cum fiecare candidat nostru pentru o anumită funcție spune, vom câștiga, vom. E normal să intre cu mesajul ăsta către cei care îl susțin cel puțin, chiar dacă dumnealor știu că nu au nicio șansă pentru a ocupa o anumită poziție. Mm. Dacă nu te duci cu mesajul ăsta, ce o să faci? Adică nu mai intri în luptă, rămâi acasă. Da. Cum îi mai motivezi pe cei de lângă tine, măcar să tragi, să obții un rezultat bun pentru tine și pentru echipa pe care o reprezinți. Mai avem circa 7 minute, poate 8 cu indulgență și vreau să-mi spuneți opinia dumneavoastră în privința bătăliei de la Consiliul Județean. O directivă de acum o lună și jumătate de la PNL Central a spus în BPN-ul PNL la momentul respectiv că șefii de organizații județene să-și asume fie candidatura la șefia CJ-urilor din România, fie la bătălia de primar în municipiul reședință de județ. La Gorj era cam stabilită treaba, chiar dacă târziu s-a comunicat. Avem candidatura domnului senator Ion Iordache, președintele PNL, pentru șefia CJ Gorj. Avem candidatura celui în funcție, domnul Cosmin Popescu, cât are? 3 mandate, nu știu exact cât are domnul Cosmin Popescu. Evident, avem și alte nume anunțate pentru bătălie, dar cred că, pe bune, bătălia se va da între aceste două persoane. Cum se vede? Este un raport de forțe echitabil? Este un avans pentru vreunul dintre cei doi candidați? Vă văd zâmbind. Cred că cei de la PNL vor încerca să obțină un anumit număr de consilieri județeni prin care să strice majoritatea pe care o are Partidul Social Democrat la Gorj. Pentru că astăzi, în momentul în care noi discutăm, Partidul Social Democrat are o majoritate în Consiliul Județean, majoritate pe care sper eu că va obține și în urma alegerilor din 9 iunie. Bătălia la fel se duce, cred, pe Consiliul Județean și probabil pe un rezultat pe care cei de la PNL și-l doresc cât mai bun pentru domnul Iordache. Mai departe, mai bun decât ce vor obține, nu știu, la nivel național, că am și văzut în presă, am citit ceva, că își doresc să obțină mai mult decât ce se obține la nivel național. Cum văd eu PNL-ul la nivel național astăzi? Poate se bată pe acolo. Problema e cât va obține PNL la nivel național, s-ar putea să iese pe locul 3. Adică să avem cum? Care e ordinea vizionare noastră? Să nu o zic eu, să nu se interpreteze. La nivel național... Da. Partidul Social Democrat, bineînțeles, va câștiga la o distanță destul de consistentă aceste alegeri.
cred că va fi urmat de Aur, la cum văd valul național. Diferență mare între... Nu, cred că vor fi la bătaie Aurul și cu Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal, cei drept și trebuie să recunoaște, mare avantajul primarilor pe care îi are în funcție, pentru că de foarte multe primarii generează voturi și pentru partid. Dacă, nu știu, tu îl votezi pe X pentru funcția de primar și te roagă să acorzi votul pentru ajutor, partid... Până acum era dus în direcția alegerilor locale, alegerilor parlamentare, vot pentru viitorii parlamentari. Acum s-a stricat joaca. Eu tare suspectez că la nivel național unii primari, poate supărați pe actualii parlamentari din județele astea ale țării, 40 ceva de județe, nu știu dacă se vor mai implica chiar 100%. Exact. E o discuție și aici. Orice mi s-ar spune un primar, sunt convins că poate să genereze sute sau mii de, corect, de perfect voturi, de acord. Pentru că trăiește în comunitate și atât timp cât mii sau zeci pentru, de mii de oameni el îl apreciază și pune ștampila pe numele lui Marcel Romanescu, cu siguranță, dacă domnul primar îi cere și votul pentru partid, în proporție de 80-90% cetățenii vor duce votul și către partidul pe care primarul îl reprezintă și către listele de Consiliul Local, Consiliul Județean. Așa că la Goj avem problema asta din punct de vedere politic, din perspectiva PNL-ului, câți primari mai are PNL-ul, nu știu dacă, în județul Goj, pentru că se formase o echipă destul de puternică, spun eu, în 2020, Partidul Național Liberal a reușit să obțină și 3 posturi de parlamentari, 2 deputați, da, și un senator. Niște cifre impresionante pentru un județ, mai tot timpul colorat în roșu. Bun. De unde a plecat acest scor? Care e cel mai important pol și politic și baza, numărul de voturi cel mai mare în județul Goj, din municipiul Târgu Jiu? Ai avut un primar, ai avut o echipă extraordinară la Târgu Jiu, ai avut consilieri locali, 10 din 21 de consilieri locali. Nu cred că am mai avut PNL-ul vreodată în Târgu Jiu, numărul ăsta de reprezentanți în Consiliul Local. De aici a venit și rezultatul foarte bun pentru parlamentare și chiar la Consiliul Județean în 2020, PNL Gorj a avut un rezultat bun. Cifre greu de atins, greu de crezut că în momentul ăsta vor putea depăși pragul de 20% din punctul meu de vedere. Deci, ca să sintetizăm, să trecem la ultimul subiect tot legat de parlamentare, să înțeleg că și la CJ Gorj, șefia CJ Gorj exclude surprize. Dacă ne uităm la sondaje și vedem scorul pe care îl are PSD în Goj, dacă ne uităm la numărul primarilor reprezentativi pe care are PSD în Goj, dacă vedem cum primarii au venit către Partidul Social Democrat și aceștia au fost urmați de mii și mii de persoane care și-au făcut adeziuni în PSD Goj, și vedem și trendul pe care se află partidul la nivelul județului, eu nu fac griji decât la fel pentru majoritate, dar sunt convins că va fi obținut numărul de consilieri județeni, astfel încât să ofere majoritatea și în următorul mandat de Consiliul Județean. Am înțeles. Da, este, să spunem, destul de explicit. Da, din punctul meu de vedere, bătălia de între Aur și PNL, atât în Gorj cât și la bătălia nivel național. Pentru poziția... a obține locul 2. Am înțeles. Da. Bătălia pentru mai mulți consilieri locali, județeni. Ce spuneți dumneavoastră nu prea se îmbină, nu prea este în asentimentul celor declarate constant de reprezentanții partidului care faceți coaliție, pe foaie, scriptic, da, anume PNL. Domnii de la PNL au spus constant în ultimele luni și cred că își mențin poziția că vor să câștige tot și vor câștiga toate rundele de alegeri la Gorj, până la prezidențiale. Dom'le, nu râdeți că nu o spun eu. Am emisiunile, adică nu vorbesc când... Ce am spus și mai devreme, când intri într-o bătălie politică, e important și e foarte bine să fii optimist. Am e înțeles. Foarte important și foarte bine pentru echipa pe care o ai lângă tine, pentru că au și ei o speranță de a obține un scor cât mai bun, pentru că până la urmă fiecare se regăsește fie pe o listă de Consiliu Județean, fie pe o listă de Consiliu Local, fie în comuna din care provine, pe lista de Consiliu Local. Vedeți că a mai plecat ceva liberal și către... Vorbim acum de USR, vorbim de PMP. Da, sunt oameni care au părăsit PNL și au mers spre ceea ce înseamnă Alianța Forța Dreapta Unită, ADU. Da. Vedeți că s-au îndreptat mulți către această alianță și acolo e și PMP-ul, sunt și simpatizanții fostului președinte Traian Băsescu, unii dintre ei membri ai PNL până de curând. Se vor duce ceva voturi și către dumnealor. Și ce vă spuneam eu, toți își pun voturile nemulțumiților în același coș, lucru total fals, dar la sfârșit vom vedea când fiecare își numără în ce are în coș acolo, merele puse în coș, în cazul ăsta voturile, și vom vedea proncetele obținute de fiecare. Noi ne facem treaba, mergem în fiecare zonă din municipiul Târgu Jiu, mergem în fiecare cartier,
nici nu cred că avem nevoie de foarte multe sondaje, pentru că atunci când mergi și cunoști pas cu pas municipiul Târgu Jiu, poți să-ți faci propriul sondaj și rezultatele vă spun că sunt acolo cu 3-4% plus minus, dacă îl faci așa cum trebuie și îți vezi singur, te măsori și vezi unde te situezi în preferințele electoratului din municipiul Târgu Jiu. Am înțeles. Scurt, până la finalul emisiunii, un minut maximum, ce șanse sunt să-l vedem pe tânărul Andreiu Diștoiu angrenat în o bătălie electorală? Mă refer la ceea ce este pertinent, că nu vă văd candidând la prezidențiale în România. De ce nu? 2024. Așadar, ce șanse sunt să fiți pe liste și dacă da, pe ce liste? N-am avut această discuție până în momentul de față. De unde știți? Știți înaintea mea? Dar știu la alte informații că e bătălie mare pe liste. Credeți-mă, în echipa din care fac parte, sunt vicepreședinte al organizației municipale, dar colegii mei, nu au aceste discuții, nu-i bătălia asta pe un loc de consilier local. Eu știu câte eforturi au făcut actualii consilieri locali timp de 4 ani de zile, la câte ședințe au participat, de câte ori au fost chemați, astăzi trebuie să trecem prin consiliul local, pentru că erau proiecte urgente pentru a obține fonduri europene, pentru anumite proiecte importante, anumite modificări care trebuiau aduse. Deci nu e un lucru simplu și mulți se spun, doi, consilierii locali câștigă financiar sau un lucru total fals, vă spun că indemnizația aia nu reprezintă. Păi cine merge doar pentru indemnizație n-a făcut nimic. Nu reprezintă pentru colegii mei, pentru colegii mei sunt oameni care au joburi, oameni care au business-uri, oameni care nu trăiesc din politică. Da, într-adevăr, atunci când trăiești doar din politică și nu știu, iei 10.000 de lei, faci parte din nu știu ce consilii, atunci poți să ai o problemă dacă nu te vei regăsi acolo. Pe mine mă interesează mai mult să reprezint cetățenii municipiului Târgu Jiu, să văd mulțumit din partea acestora și cei drept și dumneavoastră știți foarte bine, cunosc cel mai multe persoane din partea de nord a municipiului Târgu Jiu, încerc să-i reprezint și încerc ca toate problemele din zona respectivă să le duc mai departe pentru colegii mei, așa cum și cei care se ocupă de zona de sud din municipiul Târgu Jiu sau centru, vin cu probleme pe care reprezintă echipei și încercăm să găsim soluții pentru problemele din fiecare zonă. Asta e cu adevărat important pentru mine. Cât despre liste, în săptămâna asta, până la sfârșitul săptămânii, vom avea o întâlnire prin care vom stabili probabil și numele. Da, nu asta e o problemă pentru noi. Trebuie să fim implicați cu toții. Unii ocupă funcții de conducere în echipă, unii sunt vicepreședinți, alții sunt simpli membri, dar la fel de implicați și poate dumnealor vor fi pe listă de consilieri și nu neapărat cei care ocupă, poziție de vicepreședinte. Am înțeles. Andrei Diștoiu, reprezentant al vicepreședinte al Partidului Social Democrat aici la municipiul Târgu Jiu, a fost lângă noi astăzi, în această seară. Îi mulțumim pentru prezență, îi mulțumim pentru răspunsurile sincere, care poate au deranjat pe unii sau pe alții, dar ca de obicei, domnul Diștoiu, un om extrem de sincer și de tranșant în egală măsură. Putere de muncă vă dorim, stimate domn. Vă mulțumim. Și sigur, vom duce mai departe firul discuției. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatul nostru, o seară cât mai plăcută. La revedere!